Ar plăcea atunci când citiți versetele din Scriptură să puteți citi și ceea ce ar scrie între versete. Bine, mă refer la cei care citiți versetele. Spațiile libere dintre versete pot fi un sol fertil pentru întrebări. E greu să citești Scriptura fără să te întrebi oare Oare Eva, după ce a luat din pomul cunoștinței binelui și răului, a mai întins vreodată mâna să mai rupă vreun fruct din vreun pom? Oare noi, după potop, a mai putut dormi bine atunci când ploua tare, cu fulgere și cu tunete? Dar oare Iona, după ce trei zile a stat în Stomacul peștelui, probabil a unei balene. Și acolo, trei zile, a fost amestecat cu sucul gastric și mișcat așa în toate părțile. Vă imaginați când a ieșit de acolo, cum avea părul cu gel natural și hainele scorțoase și mirosea până la un kilometru. Oare a mai mâncat vreodată pește, Iona? Dar oare Ieremia a mai avut prieteni? Dar oare Moise, după ce a avut întâlnirea aceea de la rugul aprins cu Domnul, și Domnul a zis, scoateți încălțămintea pentru că locul pe care tu calci este un loc sfânt. Și de atunci încolo, Moise nu m-am pustiu a trăit. Când întâlnea un tufiș, un boschet, un rug, oare locul ăla? Oare Petru a mai încercat vreodată să pășească pe ape și să vadă dacă poate să meargă? Biblia este ca un gard cu șipci și prin care poți să zărești ceva, nu? Treci pe lângă o casă frumoasă cu un gard cu șipci și parcă ai vrea să vezi ceva dincolo. N-ai o imagine completă, ai impresia că vezi ceva, dar nu întotdeauna vezi întregul peisaj. Este un album cu instantanee, în care găsești oameni care s-au întâlnit cu Dumnezeu și parcă ai vrea să vezi mai mult din experiența acelor oameni. Și nu ți se dă. Și nu avem cum să, ne, să nu ne întrebăm. Când femeia aceea a fost prinsă în prea curvie. și oamenii religioși au luat-o și au adus-o la Domnul Iisus, întrebarea e de ce nu l luat și pe bărbat, nu? Pentru că ea n-a preacurvit singură. Dar trecem peste asta. Isus spune, dacă este cineva fără de păcat, să ia primul piatră și să arunce. Și apoi a început să scrie pe pământ, oare ce-o fi scris Domnul? Și atunci când își ridică privirea, nu mai e nimeni. Știți cuvintele pe care Domnul le spune femeie? Femeie, nimeni nu te acuză, nici eu, du-te, nu mai păcătui. Dar când a ajuns femeia asta acasă, oare ce a spus soțul ei? Dar oare demonizatul acela care locuia între morminte... Era atât de violent, rupea tot, își rupea hainele. Atunci când el s-a întâlnit cu Hristos și a fost eliberat, oare ce a muncit să se întrețină? Dar fata aceea care a fost înviată de Iisus, fica lui Iair, a regretat vreodată că a fost înviată? Nu, sunt întrebări pe care ne le punem. Găuri și instantanee, și o grămadă de oare le vei găsi în dreptul fiecărui capitol din Biblie pe care îl citești. Le vei găsi în dreptul fiecărui personaj. Dar nimic parcă nu stârnește atâtea întrebări precum nașterea lui Iisus Hristos. Personaje care vin și parcă pleacă prea repede și am vrea să aflăm mai multe despre ei. Să cunoaștem mai mult din experiența pe care ei au avut-o. HANGIUL. Vă păi dați seama câtă bucurie era pe HANGIU, datorită acelui decret că în toată populația trebuia să treacă prin Betleem, cei care s-au născut vreodată acolo, să se înscrie, să facă acel recensământ. No, probabil că știți spiritul evreului. Dimineața ascultam ceva și spunea cineva că pe un magazin a unui evreu scria cine cumpără astăzi ceva, mâine va lua gratis. Și a doua zi dimineață era coadă mare când a venit uh, Jidanu să-și deschidă magazinul. Coada era atât de mare și îi întreabă, dar ce cu voi? De ce stați aici? Păi n-ai spus că cine cumpără, a cumpărat ieri, astăzi e gratis? Am spus eu așa ceva? Păi da, uite, scrie și pe geam. Ce scrie pe geam? Cine cumpără astăzi? Păi nu, astăzi e astăzi. Nu vorbim de mâine. Ei, evreul are spiritul ăsta de a vinde orice. Mi-aduc aminte că într-una din vizitele mele la Betlehem, într-o plimbare de seară cu un grup, am trecut pe lângă, o, pe lângă un magazin și un tip la parter era acolo și ne-a oprit. Ăștia știu să vorbească în orice limbă: e, arabă, ebraică, engleză, română. Veți fi surprinși cât de mult se vorbesc în limba română. Vreți un ceai? Nu vrem domnule, niciun ceai. Noi vrem să facem o plimbare de seară, să vedem Betleemul în noaptea. Când vă întoarceți, vă aștept cu ceai și eram vreo 12 persoane. Ne-a așteptat cu ceai pentru toți. Ne-a invitat în interior. Ne-a făcut reducere. Credeți că am plecat vreunul cu mâna goală de acolo? Unde credeți că am mâncat a doua zi? Pentru că avea și restaurant. Am mâncat la Ahmed. A doua oară când am fost în Betleem, pe cine credeți că am căutat? Pe Ahmed. Nu, imaginați-vă pe Hanjiu își freca mâinile și a scos toate saltele din pod și a scos toate păturile din de debarale, le-a întins peste tot și în recepție și în living. Și la un moment dat chiar nu mai era niciun loc când deodată Iosif și Maria bat la poarta lui. Ne pare rău, nu mai avem. Dar în câmp, undeva la stână, avem o stână undeva în câmp, acolo puteți să mergeți. Oare hangiul acesta, a doua zi după ce a potolit foamea cu micul dejun la toți și în timp ce mânca și el resturile care au rămas cu familia lui, oare în timp ce își mânca micul dejun hangiul, s-o mai întrebat, oare ce-o fi făcut femeia aia care era însărcinată? Oare și-a dat vreodată seama hangiul că a avut șansa să-l primească pe Dumnezeu și l-a respins pe Dumnezeu? Dar păstorii, Oamenii aceia simpli, care își pășteau turma în câmp, oamenii aceia aspri de vânt, de ploaie, de soare, needucați, pentru că asta era condiția, care niciodată n-au călcat pe treptele unui palat, care n-au fost niciodată într-o sală de concert, dar au avut parte de cea mai extraordinară muzică, de muzica cerului, să asculte corul îngerilor, Oare au mai fredonat vreodată melodia aceea? Dar, oare magii, oamenii înțelepți ai vremii, oamenii citiți ai vremii, studiați, care au fost călăuziți de stea și au ajuns până la Ierusalim și acolo la Irod, au aflat că pruncul trebuie să se nască în Betleem pentru că au venit cărturare și au citit în cărți și au văzut locul exact unde trebuia să se nască. Când au ajuns în fața pruncului, oare cum a fost pentru niște înțelepți să se închine în fața unui țâng? Dar oare Iosif? Am atâtea întrebări vis-a-vis -vis de Iosif. Nu știm ceea ce i s-a întâmplat lui Iosif. Rolul lui a fost esențial în acest moment al nașterii Mântuitorului. Și a fost și după aceea, dar nu știm. În afară de faptul că pe la 12 ani îl mai întâlnim o dată pe paginile Scripturii, atunci când au fost la sărbătoare de la Ierusalim și după o zi de călătorie la întoarcere, au realizat că Isus nu este cu ei și se întorc în Ierusalim, cu, se întoarce Iosef cu Maria și îl caută pe Isus. e tăcere. Putem specula, putem rămâne cu întrebările. Mi-ar plăcea să știu despre noaptea aceea de la Betleem, de la Iesle. Mi-l pot imagina pe Iosif, umblând pe pajiștele acelea de la Betleem, privind luna, privind stelele, privind orașul Betleem de departe în întuneric, nu cum sunt orașele noastre astăzi pline de lumini. Poate pâlpiau aici, colo, câte o lampă. Oare la ce se gândea Iosif în timp ce se năștea Isus, în timp ce Maria era în travaliu, oare ce făcea Iosif? A făcut tot ceea ce i-a fost în putință. A încălzit apa, a luat un balot de paie, l-a desfăcut, l-a pus în iesle, a luat-o pe Maria, a așezat-o pe paie, apoi a ieșit afară, în veșnicia aceea de când a lăsat-o singură pe Maria și până s-a născut Isus, oare la ce s-o fi gândit Iosif? S-a uitat la stele? S-a rugat? Oare ce a zis dacă s-a rugat? Doamne, nu așa am intenționat, chiar deloc, copilul meu să se nască în paie, într-o iesle. Deloc nu mi-aș fi imaginat că așa va fi. O peșteră cu oi, cu măgari, cu fânt și cu paie. Nevasta mea să fie singură și nimeni să nu-i audă durerea decât stelele? Nici de cum, Doamne. Eu mi-am închipuit că voi fi în familie în momentul acela. Bunicii vor fi acolo. Prietenii, rudele vor fi în spatele ușii. Mi-am imaginat moașa aceea când avea să-mi copilul în brațe și toată lumea să aplaude. Și toată lumea să fie bucuroasă, și Maria să fie așezată pe un pat, la căldură, să-și revină după travaliu. Dar nimic din toate acestea. Nazaretul e departe. E la cinci zile de mers pe jos. Iar noi, iată-ne aici pe islazul oilor. Cine va sărbători cu noi? Oile? Ciobanii? Stelele? Domne, nu cumva am greșit cu ceva? Eu cred că am păcătuit undeva de mi se întâmplă toate acestea mie. Domne, când Tu mi-ai trimis îngerul după ce Maria mi-a zis că e însărcinată și eu am vrut să o las pe ascuns și îngerul mi-a zis să o iau la mine acasă. Doamne, nu mi-am închipuit că așa va fi. Mi-am închipuit Ierusalimul, mi-am închipuit templu, marele preot, preoții, mi-am închipuit o festivitate pentru că venea Mesia în lume. Atunci când îngerul mi-a vorbit, mi-am închipuit o paradă, un ospăs pentru că Venea cel trimis de sus. Sau, dacă nu, Ierusalimul, măcar Nazaretul. Eu așa am vrut să fie. Nu așa cum s-a întâmplat. Nu așa mi-am dorit să se nască fiul meu. Dar, Doamne, ce am zis? Dar, de fapt, ăsta nu este fiul meu. Ăsta este fiul tău. Copilul este al tău, planul este al tău, ideea este a ta. Totuși, iartă-mă că te întreb, dar așa vine copilul tău în lume? Sosirea îngerului am acceptat. Întrebările oamenilor legate de sarcina logotnicei mele, cu care încă nu sunt căsătorit le-am tolerat. Un drum lung până la Betleem cu logodnica mea în luna nouă să merg pe jos. Treacă, meargă. Dar, Doamne, să se nască copilul meu în Iesle? Maria va naște dintr-o clipă în alta. Nu un copil, ci pe Mesia. Nu un bebeluș, ci pe Dumnezeu. Așa a zis Sângerul, așa crede Maria și Doamne Dumnezeul meu, aș vrea să cred și eu. Dar sigur mă înțelegi, nu-i ușor. Totul pare atât de bizar. Doamne, eu nu sunt obișnuit cu asemenea ciudățenii. Doamne, eu sunt întâmplar. Mie îmi plac lucrurile exacte. Eu, atunci când mă duc și cumpăr o foaie de pal, eu știu exact ceea ce vreau să fac cu ea. Eu am în față dulapul acela, bucătăria aceea pe care vreau să o fac. Știu fiecare muchie, știu fiecare uh, sertar pe care vreau să-l croiesc. Am în minte toate detaliile. Măsori de două ori și tai o singură dată. Dar, Doamne, dar nu sunt eu creatorul. Planul acesta nu este planul meu. Eu, de fapt, nu sunt decât o unealtă o unealtă în mâna ta. Eu nu sunt decât ciocanul, nu sunt decât cuiul între degetele tale. Planul este al tău. Proiectul este al tău. Doamne, socot că o prostie să mă îndoiesc de tine. Iartă-mi frământarea. Nu-i deloc simplu să accept voia ta. Dar de fapt, Doamne, Tu ai zis că... Tu n-ai zis niciodată că va fi ușor. Nu știu, așa s-o fi rugat Iosif în veșnicia aceea care a trecut de când a așezat-o pe Maria pe paie și până s-a născut Mesia? Nu știu. Dar sigur tu ai făcut-o. Au fost momente în viața ta când ai avut frământări, când ai avut întrebări, când ai avut îndoieli, ai fost prins între ceea ce spune Dumnezeu și logica ta. Și atunci te-ai întrebat, oare chiar mi-a vorbit Dumnezeu? Te-ai holbat la cerul întunecat de îndoială și te-ai întrebat exact așa cum s-a întrebat și Iosif. Te-ai întrebat, Doamne, oare sunt pe drumul cel bun? Oare nu cumva trebuia să o iau la dreapta atunci când am luat-o la stânga? Te-ai întrebat, Oare există vreun plan în spatele a tot ceea ce mi se întâmplă? Lucrurile n-au ieșit așa cum credeai tu. Cu toții știm cum este să căutăm lumina în beznă. Nu lângă ușa unui staul, dar poate lângă ușa unui salon de urgențe. Poate pe pietrișul la marginea unui drum, poate pe aleile unui cimitir. Mi-aduc aminte acum puțin timp în urmă eram la înmormântarea fratelui Petrică Stoicu și a venit o soră dintr-o altă biserică și mi-a zis de 13 ani soțul meu a plecat la Domnul. Avea 56 de ani și 6 luni. Primii 8 ani au fost teribili. Și acum, Duminica, după ce merg la slujbă, le spun copiilor mei, și copiii mei acum acceptă să trecem întâi prin cimitir. Mă uit la fotografia de pe monument, și apoi mă uit în sus și spun: Știu că ești acolo, și apoi plec acasă. Am dat glas întrebărilor noastre. Ne-am îndoit de planul lui Dumnezeu și ne-am întrebat de multe ori, Doamne, de ce lucrezi așa? De ce mi se întâmplă mie lucrurile acestea? De ce faci ceea ce faci? Dacă întreb ce a întrebat Iosif, te sfătuiesc să faci ceea ce a făcut Iosif. Ascultă. El a făcut asta. El a ascultat a ascultat când îngerul i-a vorbit. Nu, el era hotărât să o lase pe Maria. Și atunci când Dumnezeu și-a trimis îngerul la Iosif și a zis, Iosive, nu te teme să iei la tine pe cea care în trupul ei s-a zămislit de la Duhul Sfânt pe Mesia. Și Iosif ascultă. A fost ascultător atunci când a trebuit să o ia pe Maria în 9 luni și să meargă până la Betleem. Câți dintre noi am face lucrul acesta? Să mergi pe jos și poate să spui soția pe un măgar și cinci zile să mergi prin deșert, prin pustietatea aceea, să traversezi Samaria. Cei care ați fost, ați văzut cei pe acolo, câtă sărăcie și fără vegetație și fără apă. Și și să mergi cu o femeie care poate să nască în orice moment. Apoi, după ce se naște pruncul, din nou vine îngerul și spune acum, „Ial, l ia pruncul, ia-o pe Maria și du-te în Egipt. Și să traversezi un alt pustiu. Mi duc aminte că într-una din călătorie am plecat din Betleem până, la, până în sud, aproape vreo 30 de kilometri până la Marea Roșie. Am mers vreo 5 ore prin pustiu cu mașina. Era începutul de noiembrie și era o căldură sufocantă. Nu am văzut un pâriaș, n-am văzut o apă, numai nisip și pietriș și bolovan și munți dintre aia goi. Imaginați-vă un copil abia născut și să o iei pe jos prin pustiul acela și să mergi cu el să care apă după tine, să care tot ceea ce îți trebuie și să mergi pe jos. Și ce face Iosif? Doamne, dacă tu asta vrei, asta fac. Să-și lichideze afacerea, să meargă la registrul comerțului și să suspende activitatea, pentru că el avea un atelier de tâmplărie. Și să nu știe ce va lucra și cum își va întreține familia pentru câțiva ani cât a stat în Egipt. Și îngerul să vină din nou și să spună acum, ia familia și du-te în Nazaret, că cel care -ți urmărea pruncul, nu mai este. Și ce face Iosif? Ascultă. Dar tu? Nici tu, la fel ca și Iosif, n-ai imagine de ansamblu. Nu știi cum se vor termina lucrurile sau problemele în care te afli. Treaba ta, ca de altfel treaba lui Iosif, este să fie adus Hristos Domnul în lumea ta, în zona în care ești. Ca și Iosif, ai de ales să asculți sau să nu asculți. Fiindcă Iosif a ascultat, Dumnezeu a schimbat lumea. Poate El să facă același lucru cu tine? Dumnezeu încă mai cheamă bărbați și femei, precum Iosif și astăzi, Oamenii obișnuiți care să slujească un Dumnezeu neobișnuit. Vei fi tu un astfel de om? Vei sluji tu chiar și atunci când nu înțelegi? Nu, cerul Betleemului n-a fost primul care a auzit rugăciunea stăruitoare a lui Iosif și nici ultimul. Și probabil că Dumnezeu n-a răspuns la fiecare întrebare pe care Iosef i-a pus-o. Și nici ție probabil că nu-ți va răspunde Domnul la toate întrebările pe care îi le adresezi. Dar a răspuns la cea mai importantă întrebare. Încă mai ești cu mine, Doamne? Și odată cu plânsetul copilașului, Dumnezeu a venit și a răspuns, da, sunt cu tine. Sunt multe întrebări la care nu vom primi răspuns până nu vom ajunge acasă, până nu vom ajunge în veșnicia lui Dumnezeu. Multe găuri și instantanee. Da, de multe ori ne vom întreba în sinea noastră, oare, da, da, răspunsul pe care Dumnezeu i-l-a dat lui Iosif a fost, sunt cu tine, dar printre multele întrebări pe care am putea să îi le punem lui Dumnezeu, niciodată n-ar trebui să punem următoarea întrebare. Oare îi pasă lui Dumnezeu de mine? Oare pot conta eu pe Dumnezeu? Oare încă mă mai iubește Dumnezeu? Prin fața aceea... Frumoasa copilașului născut în iesle, Dumnezeu îți cioptește, da, încă te mai iubesc. Da, de aceea am venit în lume, ca să șterg toate păcatele tale. De aceea am venit în lume, ca numele tău să fie scris în ceruri. Da, am venit să înfrâng moartea. Da, Dumnezeu a venit în lume. Da, Emanuel este cu noi. Slavă lui pentru aceasta. Da, sunt multe întrebări la care nu găsim răspuns. Sunt multe frământările în care ne găsim. Iosif a avut multe frământări. Dar atunci când alegem să rămânem în ascultare de Domnul și, și alegem ca voia lui Dumnezeu să se facă în viața noastră, Dumnezeu este acela care își va duce planul lui la îndeplinire cu fiecare dintre noi. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe noi, pe toți. Dumnezeu să ne ajute să rămânem în voia Lui, să rămânem în planul Lui, să rămânem credincioși și chiar și atunci când nu înțelegem. Și dacă vom fi ascultători precum Iosif, Dumnezeu va fi acela care ne va binecuvânta pe noi și va binecuvânta slujirea noastră acolo unde suntem noi. Și așa cum Iosif l-a adus pe Hristos să se nască în Betleem, noi prin ascultarea noastră de El îl putem duce pe Hristos acolo unde suntem noi și El să fie descoperit oamenilor care sunt în jurul nostru. Domnul să ne ajute pe toți la aceasta. Amin. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și haideți să ne închinăm Hristosului care a venit în lume să ne mântuiască. Emanuel care este cu noi în mijlocul încercărilor, atunci când nu înțelegem situațiile cu care ne confruntăm, Emanuel este cu noi. Slavă lui pentru aceasta. Amin.